istorie de coșmar pentru zeci de oameni care au plecat cu trenul din Iași spre Timișoara. În cernă praznic, oamenii au stat în vagoane fără căldură și pline cu zăpadă. S-au învelit cu haine și pături și rabdă în continuare condițiile din garnitura care efectuează cea mai lungă cursă feroviară din țară. Supranumit și trenul groazei, garnitura face legătura între nord-estul și vestul țării. Gheață, nu? Teroare. Trenul groazei. Un tren ale cărui vagoane sunt înghețate bognă, dar pe care îl folosesc zilnic sute de oameni. Garnitura face legătura între Iași și Timișoara, pe cea mai lungă rută feroviară din România. Călătorii care s-au urcat aseară în el s-au simțit mai rău decât în congelator. Aveți căldură aici? Băi, e frig. E frig? Da, foarte frig. Și cu unde mergeți? La Timișoara. La Timișoara? Și cum mergeți așa? Păi ce să facem? Astea sunt condițiile din condiții România. Dăm bani mulți și căldură și tot nu e. E bine. Unde e zăpadă? De pe geamuri, uitați, nici înăuntru. Culoarele erau pline cu zăpadă, iar geamurile înghețate. Oamenii s-au apărat cum au putut în fața frigului care le-a intrat în oase. Cum vă descurcați cu frigul? Vă găsați un potmolit acolo. Cum putea? E frig tare? Cam cât de frig e în vagon? Mai un pic și înghețăm. Oamenii au călătorit mai bine de 12 ore cu trenul care îi va duce până în Banat. Dar de unde veniți? Din la Iași mergem la Timișoara. Și mergeți așa fără căldură până la Iași, până la Timișoara? Și ce să facem? Dacă asta este... Ați vorbit cu nașul, ce vă zice? De ce nu e căldură? Eu știu ce spun ei. Una vorbesc și alta fac. Adică, ce v-au zis? Ați întrebat de ce nu e căldură? Da, dar au răspuns ceva. Mecanicii și controlorii ridică din umeri, iar oamenii se descurcă cum pot mai bine. V-ați mutat aici din celălalt vagon? Da, da, da. În spate. Aici e clasa întâi, să înțeleg, nu? Da, uitați. Ce la clasa 1. Ia filmați, la clasa 1 e geamul spart sau ce e acolo? Nu, da, e, nu. Pătrunde de cauza curentului. Unii dintre ei au vrut să caute căldură în vagoanele de dormit, însă controlorii i-au oprit. Nu aveau bilet și au fost trimiși înapoi la clasa a doua. Și merge așa până la Țimeia, în frigul ăsta? E așa mergem, vom vedea ce-o fi. Garnitura ar trebui să ajungă în Timișoara fără întârziere, la 12:26 de minute. Numai din Suceava însă, garnitura a pornit cu 10 minute întârziere. Trenul Interregio 1837 este considerat cea mai săracă garnitură din țară. Traseul este extrem de lung, iar condițiile de confort nu sunt cele mai bune.